Vreau să apreciez invitația care mi-ați dat-o de a fi împreună cu dumneavoastră în această zi. Bineînțeles, piedici au fost, obstacole au fost, dar Domnul le-a dat toate la o parte. Și iată, în această zi, Domnul mi-a făcut această ocazie ca să văd că lucrarea, care mă gândeam de multe ori, în cursele care le făceam prin Germania, prin Italia, prin Franța, aveam timp să meditez și mă gândeam de multe ori, Doamne, lucrarea aceasta va propăși, va da Dumnezeu biruință. Și după 20 de ani, bucuria mi-e de plină că văd că lucrarea n-a pornit de la un om, n-a fost ambiția unui om sau mai știu eu ce, ci într-adevăr a fost lucrarea pe care Dumnezeu a stabilit-o aici în Vila Nova. Și Domnul să-i binecuvinteze pe frații de la Labros, pentru că au contribuit foarte mult și o amintire deosebită pe care o am. Vorbeam cu frații și să știi că tortul a fost foarte bun, frații. Vorbeam cu frații și mă întrebam adesea, fiind ei din partea Moldovei, noi din partea Transilvaniei, Bistrița, credința, pe ce au zidit-o ei și cum au crescut ei spiritual, că erau tineri veniți aici. Aveam 45 de ani atunci eu, ei mai tineri decât mine, și mă întrebam în sine ce credință o primi ei, cum, ce învățătură, ce creștere au. Și stând de vorbă, spuneam, noi am învățat de la frați, care sunt pe temelie, frați care ne-au crescut spiritual, frați care ne-au învățat din cuvântul lui Dumnezeu cum să trăim adevărata pocăință. Și am zis, frate Galan, vreau să-i cunosc. Deci nu-i nimic, noi putem face o invitație să vină încoace. Și a făcut invitație la fratele Bârsan și la fratele Mitică, dacă nu mă știu, nu la Liviu, la Mitică. Și au venit, au fost cazați acolo la Labros, eu având liber, chiar în ziua aceea m-am dus până la ei, ei erau plecați la servici, frații, dar frații erau acasă și m-am dus la ei și am stat de vorbă cu ei și am zis, fraților, dacă totuși ați venit aici în Spania, haideți să vedeți Marea, să vedeți Barcelona, vizităm ceva clădiri, ceva istoric pe aici. Și au zis, nu frate, noi am venit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Noi astăzi suntem în post, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, că de seară avem stăruința. A fost o lecție. A fost o lecție. Când ești chemat în lucrarea lui Dumnezeu, nu te mai interesează lucrurile care ar putea ca să atragă privirile, ci în lucrarea lui Dumnezeu am văzut o creștere spirituală. Și mi-am dat seama că Domnul, într-adevăr, este Cel care îi ține puternic, îi ține lângă El, dar a fost o seară deosebită când ne-am întâlnit aici la rugăciune să cobor harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și prin frații aceștia au început să vorbească Duhul lui Dumnezeu și au fost botez cu Duhul Sfânt. Mulți au fost botezați de Domnul. Lucrarea s-a coborât din cer și a întărit biserica, a întărit frații, ne-a întărit în credință, în nădejde, slăvit să fie Domnul. Pe lângă ceea ce au amintit frații, n-aș vrea să mai reamintesc multe lucruri, foarte multe, dar pentru întărirea credinței noastre, Psalmul 118 spune așa, versetul 23, Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Amin! Păi ca la binecuvântare trebuie să strigăm amin cu toții. Doamne, dă izvândă! Amin! Domnul să fie Cel ce vine, binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa lui Dumnezeu. Amin! Fraților, eu pe tăți vă văd mai pocăiți decât mine. Doamne, dă așa să fie. Ne bucurăm de lucrul acesta. Și de ce? Noi suntem în călătorie. Eu m-am reîntors în țară, așa mi-a spus Domnul, misiunea s-a terminat,
Aceasta a fost a treia biserică care Domnul a îngăduit ca să lucrăm împreună cu frații din Lambros, Domnul să-i binecuvinteze, a doua oră spun, la zidirea acestei lucrări a lui Dumnezeu. Și când ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, să știi că vom lua și noi câte ceva din partea lui Dumnezeu. Nu știu ce ne-a dat, dar un lucru îl doresc și îl doresc ferminte, cum îl dorea și Pavel. Cu una neprihănirii să ne dea Domnul la toți. Mărit să fie Domnul. Bucuria să ne fie de plină. M-am reîntors în 2000, după ce am plecat de aici la Elce, acolo o altă lucrare, o altă biserică, și aveam de gând să stau definitiv în Spania. Dar Domnul mi-a zis, nu, lucrarea s-a terminat, trebuie să te întorci. Nu-i ușor, nu-i ușor. Când mi-am făcut bagajul, așa cum a spus frația seară, am văzut ca multe după mine. Dar Domnul m-a întărit, am ajuns în țară, fac parte din Biserica Emanuel, numărul 1 din Bistrița, acolo suntem 7 păstori, 6 prezbiteri, 4 diaconi care ne ocupăm de 1000 și ceva de membri, plus satele aparținătoare, 19 biserici în care ne ocupăm în lucrarea lui Dumnezeu. Dar cel ce ne dă putere și autoritate este Domnul. N-aș vrea să repet ceea ce frații au amintit aici, ci aș dori ca biserica să se întărească spiritual. Scopul, trăirea noastră pe acest pământ este să fim plăcuți lui Dumnezeu, să îmblăm în adevărul lui Dumnezeu, să trăim în adevărul lui Dumnezeu. Ne bucurăm de cei ce s-au sfârșit alergarea și nu mai sunt printre noi, dar o trecut la Domnul. Să trecem biruitori, să intrăm pe porți în cetate, e principal. De aceea îndemn să ne păstrăm haina curată, fiecare dintre noi, să ne păstrăm haina curată care ne-a dăruit-o Dumnezeu în momentul când am încheiat legământ cu Dumnezeu și am zis, Doamne, până la moarte vrem să Te slujim. Menirea noastră pe acest pământ este să reprezentăm pe El. De aceea mere Pavel și spune, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirea la marele preot al mărturisirii credinței noastre, adică la Hristos. Noi când ne uităm la frați, fiecare avem slăbiciunile noastre. Niciunul de aici nu este perfect. Perfect este unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este ținta noastră. La El trebuie să ne uităm, ca să nu cădem de oboseală, să nu fim cumva... Privirea noastră să zică, băi, și fratele ăsta, mă, și copilul lui, ăsta e păstor, ăsta e prezbiter, ăsta e diacon, dacă și copilul, nu. Modelul nostru este Iisus Hristos. Domnul să ne îndrepte privirile spre El, să ne dea priviri clare. Mă gândesc la lupta pe care trebuie să o ducă biserica în continuare. Ați ajuns la 20 de ani de când s-a înființat localul la biserica aceasta. La 20 de ani... Stând în Spania, unii, poate mai mulți ani de zile, dar credința care a fost dată Sfinților dată pentru totdeauna, temelia pe care a pus-o Domnul Iisus Hristos prin Petru, ați auzit cum i-a zis, tu ești Petru și pe această piatră voi zide biserica mea și porțile locuinței morții nu vor dărâma. Cetățenia noastră este în cer, de unde așteptăm un cer nou, un pământ nou, o cetate nouă și Domnul s-a dus să ne pregătească un loc. Dar sunt condiții care trebuie să le respectăm ca și în circulație. Dacă nu le respectăm, vine amenda, nu? Vine plata. Dar cel ce veghează, cel ce ne cunoaște și îmblarea, și trăirea, și gândirea, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oare dacă ar coborî Duhul lui Dumnezeu, cum a coborât peste Ioan în insula Patmos, ce ar zice de biserica de aici? Ce ar zice de noi? Perfecți nu suntem, dar tindem spre perfecțiune. Haina să ne fie curată. Haideți să mergem la armătura care trebuie să o avem fiecare dintre noi și aceasta se găsește în Efeseni, în capitolul 6. Ia să vedem ce trebuie biserica de aici încolo, până aici au dus-o, Hristos. Ne știe faptele, ne știe îmblarea, ne știe trăirea. E scris în Cartea Vieții.
Ce trebuie să facem de aici în continuare? Vremurile nu sunt ușoare, sunt vremuri grele. Trăim deja apocalipsa. Trăim aceste vremuri. Noi trebuie să fim pregătiți pentru orice atac, ni s-ar da? Pentru orice persecuție care ar veni peste noi, noi trebuie să dovedim că suntem oamenii lui Dumnezeu. A dovedit-o Daniel. În toată afacerea care a avut-o, administrația care a avut-o Daniel, n-au putut să-i bage nimeni de vină. Vă întreb acum, în serviciul care îl prestăm fiecare dintre noi, dumneavoastră aici, ar putea colegii noștri să ne bage de vină? Ar putea statul spaniol să ne bage de vină? Că n-am plătit impozitul, că ne-am, ca cei care aveți impresii, că nu lucrați corect, ar putea? Dumnezeu dorește corectitudinea în toate lucrurile. Vezi, zice, domnule, dacă lucrez cinstit, îmi pierd afacerea, mă duc în minus. Domnul are binecuvântare, fraților, pentru fiecare dintre noi. Eu vreau să spun, Domnul m-a ridicat, vorbesc nu numai spiritual, material, dar m-a și coborât până jos. Și iar m-a ridicat, și iar m-a coborât. De ce? Dumnezeu ne încearcă pe fiecare dintre noi, când într-un fel, când în altul, să vadă într-adevăr dacă trăim cuvintele care unii le mărturisim de aici, unii învățăm pe alții, să vadă, trăim adevărata pocăință. Pentru că Domnul a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Vrei viață? Încrede-te în Dumnezeu. Când am plecat de aici, zic, Doamne, toate afacerile, zic, le-am vândut, totul mi-am desfințat când am venit în Spania, pentru că nu eram corect, nu eram cinstit în toate, le-am desfințat. Și Dumnezeu a zis, nu mai te ocup de astea. Doamne, cu ce trăiesc? Ce să fac? Eu îți voi purta de grijă. Fraților, vreau să vă mărturisesc că din 2005 am avut atâtea oferte ca să lucrez, mai ales venind spaniol în țară și apucându-se de construcție, aveau nevoie de translator. Hai că te pun director, hai că răspunzi de cuvântare. Nu, i-am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. De ce? Pentru că e Dumnezeu care poartă de grijă. Nu mi-a lipsit nici pâinea, nici apa, nici îmbrăcămintea. De ce? Pentru că El este Dumnezeu și te pune la încercare și mă pune la încercare pe fiecare dintre noi. Uitați armătura care trebuie să o luăm. Nu vă aduc ceva nou, ceea ce Pavel întărea bisericile care Dumnezeu l-a folosit la zidirea lor, la ridicarea lor. Începem cu versetul 13. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Vă pun o întrebare, dacă s-ar da o lege, acum totul e imposibil. Dacă spunea cineva cu ani în urmă, păi să știi că vor fi restricții. Nu vei putea călători cum ai călătorit, nu vei putea să ieși din casă că se pune restricții, nu vei putea intra în magazine. Dacă te-ai îmbolnăvit 14 zile, ziceam, domnule, e imposibil așa, în democrație, iar ne întoarcem la comunism, încă și mai puternic. Vedem că totul este posibil. Vă întreb, dacă s-ar da un decret de lege în care să spună, dacă nu te vaccinezi, nu mai ai nicio proprietate. Tot ce ai adunat este a statului. Ce ai face? Ai cădea în depresie? Oare Dumnezeu nostru nu este acela care a fost cu israeliții? Murmurăm, cârtim pe cale? Domnul în pustie a dat mană. Eu am credința aceasta și vă spun în numele celui ce-i veșnic viu. Eu cred că Dumnezeu poate să-mi dea mană. Eu cred că Dumnezeu poate să deschide izvorul chiar dacă mă întrerupe curentul și nu mai este apă, nu mai este nimic. Dumnezeu poate face izvor. De ce? L-am văzut de atâtea ori. L-am văzut de atâtea ori. Cu lacripeala a vindecat cancerul. Cu lacripeala a ridicat pe cel bolnav, care nu s-a ridicat din pat de câteva luni. La o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Domnul a trimis Duhul Sfânt și l-a vindecat. De ce? Este un Dumnezeu care își însoțește Evanghelia cu minunele Lui, dar ne încearcă credința la fiecare dintre noi. Să pleci în lucrarea lui Dumnezeu, să fii trimis de Dumnezeu în lucrare.
și să nu vezi soarele timp de 14 zile și tot să arunce încărcătura de acolo, tot să fie stresat, să nu știe ce să facă, pentru că marea e învolburată. Tu ca om al lui Dumnezeu ce ai zice? Doamne, dar nu m-ai trimis Tu? Cum de se întâmplă toate lucrurile acestea? Dar găsim pe Pavel stând la post, stând lui Dumnezeu, și Dumnezeu îi trimite îngerul și spune: nu te teme, Pavel, nu te teme, eu veghez asupra călătoriei. Din pricina cuvântului și a trăirii în adevăr, să fie închis în temniță, să fie cu mâinile legate, picioarele în butuci și să nu te cerți cu cel din lângă tine, cu Sila, și să nu spui: din cauza ta, tu dacă nu scoteai Duhul acela, noi nu eram aici, nu trebuie să faci lucrul acesta. Găsim că cei doi erau una, lăudau pe Dumnezeu, preamăreau pe Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a apărat și acolo. De ce? Pentru că este Dumnezeu care poartă de grijă. Mărire Domnului! Și am vrea ca noi, ca biserica lui Dumnezeu, ca oamenii lui Dumnezeu, să fim pregătiți pentru orice. Țara noastră nu e aici. Țara noastră este pregătită de Domnul. Este o țară unde vom trăi veșnic, veșnic. Chiar dacă trupul acesta va trece prin suferință, prin neputință, chiar răstigniți. Dacă e să studiem istoria Spaniei, vedem că cele mai mari persecuții asupra creștinilor au fost aici în Spania. Au fost aici în Spania. Și fiind aici, dacă se închid granițele, te prinde în capcana aceasta, credința trebuie dovedită prin fapte. Prin fapte. Poate îți va zice: nu trebuie, numai să-i scălești aici și e scăpat. Nu dau nicio iscălătură, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Pregătirea se face de aici prin post, prin rugăciune, și Duhul Sfânt ne spune mereu. Mereu ne atenționează și ne spune: zidiți altare, adunați, în clipa de adunare. Să ai un de lemn în candele, să stai aproape de Domnul, să-ți vorbească Dumnezeu. Te întreb, când ți-a vorbit Dumnezeu ultima oară? Când ai avut timp să stai de vorbă cu Dumnezeu? Mărturisește omului Dumnezeu care să laudă Dumnezeu cu Iov și spune: Dumnezeu vorbește când într-un fel și când în altul. Numai să ia omul seama. Avem timp, ne facem timp pentru Dumnezeu. Ne facem timp de a sta în părtășie cu Dumnezeu, să ne oprim tumultul acesta vieții. Alergarea după ce aleargă lumea sunt trecătoare, sunt trecătoare. Dacă Dumnezeu te îngăduie într-un cuptor și trebuie ca tot ce ai agonisit aici să dai pentru tratarea sănătății tale, ce ai zice? Doamne, ajută-ne să ne atingem de Tine. S-a atins femeia de Hristos și a fost eliberată, a fost vindecată. Având mijlocul încins cu adevărul, adevărul este puterea lui Dumnezeu care te face liber. Vrei să fii un om liber? Practică, trăiește adevărul, simte acea putere a Duhului Sfânt care trebuie să fie în tine, să fie în mine, să-mi dea putere ca întotdeauna să spun adevărul, indiferent ce mă costă, indiferent cât pierd, dar câștig veșnicia. Poate vei zice: câștig prin pierdere? Da, câștig prin pierdere, pierd aici, dar câștig veșnicia. De ce? Pentru că am un mare preot care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru fiecare dintre noi. Dacă El mijlocește pentru noi, ce faci Tu pentru El? Doamne, viața, gândirea, totul este în slujba Ta. Totul este pentru Tine, pentru zidirea bisericii lui Dumnezeu. Ce faci când ți se aduce o veste? În biserică sunt probleme, în biserică sunt necazuri. De exemplu, fratele Morari bolnav, fratele Cutare a trecut iară prin o încercare mare. Ce faci? Găsim în Biblie un exemplu. Un om care avea o funcție însemnată. Un om care era paharnicul împăratului, și ăsta era Nemia.
Dar când i s-a dus vestea că în poporul lui, deci în biserica lui Dumnezeu, sunt probleme, sunt necazuri. Biserica e la pământ în urma frământării și a celor ce se întâmplă. Omul acesta a început să plângă, a început să postească, a început... Poziția lui era bună, să zică, nu mă interesează, mie merge bine. Eu chiar dacă am fost adus aici ca rob, eu acum dețin o funcție, sunt lângă împăratul, parnicul împăratului, eu am trecere în fața lui, nu mă interesează de cei, așa le trebuie. A, știu eu că la cutare să îi se întâmple, a, știu eu că el face așa. Omul acesta, nu. Ca și Daniel, când în rugăciunea lui ferbinte ia toată vina asupra lui, noi suntem de vină, n-am ascultat de legile, n-am ascultat de poruncile tale și ni se cade să fim robi. Ia totul asupra lui și omul acesta se luptă pentru zidirea poporului, zidirea Ierusalimului, chiar dacă au avut piedici, obstacole, nu l-au împiedicat, omul acesta s-a luptat. Ni se cere, Domnul, fiecare dintre noi să luptăm. Ați văzut că nu a fost atât de ușor înființarea unei biserici. Dacă l-aș întreba pe fratele Vasile, că e lângă mine aici, frate Vasile, dacă Domnul zice să pleci de la Labro, să pleci în altă parte și să lucrezi la zidirea bisericii, ai avea curajul? Cu Domnul, da. Cu Domnul nu dăm înapoi. Nu dăm. El știe de ce ne trimite. Și știm că este greu. Știm că este greu. Dar mă bucur de ceea ce a lucrat Dumnezeu. Mă bucur că biserica aceasta este sub supravegherea Domnului Iisus Hristos. Să știți și să continuați așa cum ne-au învățat frații care nu mai sunt printre noi. Frații care i-ați văzut aici în poză și și-au sfârșit alergarea și din misiune, am înțeles că Domnul l-a chemat acasă, pe fratele Bârsan. Din lucrare, biserica aceasta să crească și Domnul să boteze cu Duhul Sfânt. Asta e dorința mea. Oricât am încercat noi tineretul să-l ținem lângă Domnul și oricât l-am lămurit, eu mi-am dat seama că cel ce întărește tineretul casei lui Dumnezeu, frații, surori, biserica, este Duhul lui Dumnezeu. Este Duhul lui Dumnezeu. Stăruiți înaintea lui Dumnezeu. Domnul să boteze cât mai mult tineret cu vorbiri în alte limbi. Să ridice proroci, văzători. Să zic, așa vorbește Domnul. Este nevoie de descoperit dumnezeiești. Este nevoie ca frica lui Dumnezeu să intre în biserică. Nu intru în biserică, că mă descoperă Dumnezeu ce am făcut. Frate păstor, frate prezbiter, diacon, vreau să mă mărturisesc și așa să intru în biserică. Asta e lucrarea lui Dumnezeu curată, care vine din partea lui Dumnezeu. Să fie frică ca să intri, pentru că Dumnezeu este Cel care descoperă. Dar, întrucât văd că timpul trece, aș vrea să rămân numai la această armătură care Dumnezeu o cere. Adevărul, adevărul ne face liber pentru Dumnezeu. Vrei să fii liber? Știți câte cununi o pregătit Dumnezeu pentru cei ce biruiesc ispita? Pentru cei ce biruiesc de a trăi lângă Dumnezeu? Care s-au răstignit eul pe cruce și nu mai trăiesc pentru ei, ci trăiesc pentru Dumnezeu. 7 cununi. Domnul Iisus Hristos spune că după ce a biruit pe Golgota, cei 24 de bătrâni și-au aruncat cununile, plus că vrednic este mielul să primească cinstea, slava, gloria și lauda. De ce? Pentru că a biruit. Și cere ca și noi în dreptul nostru să fim biruitori. Dar ca să ajungem la biruință, avem această datorie care și Domnul a demonstrat că se poate. Post și rugăciunea, zidirea altarului. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă întărească, nu știu dacă ne vom mai vedea aici, dar doresc să ne vedem în împărăția lui Dumnezeu. Până atunci, ținta noastră este Hristos, dacă îl iubim pe Dumnezeu, trăim cuvântul lui Dumnezeu, împlinim cuvântul lui Dumnezeu și Cel ce ne dă autoritate deplină este Cel care stă lângă dreapta lui Dumnezeu. Mai mijlocește pentru fiecare dintre noi. Domnul să fie lăudat în toate. Mă bucur și apreciez ceea ce ați făcut până acum, dar zic, Domnul să vă mulțească de 1000 de ori mai mult, localul acesta să fie neîncăpător și când Domnul va suna cu trâmbița sau va apărea pe norii cerului sau ne va chema acasă, Domnul să zică, vino, vino slugă bună și credincioasă și intră
în bucuria stăpânului. Dar până atunci luptă, nu ne lăsăm, oricâte amenințări ar fi, oricâte restricții vor fi, noi un lucru trebuie să știm, suntem ai Domnului, mărire Lui. Îl simt pe Dumnezeu la lucru, fraților. Simt că Dumnezeu lucrează la multe inimi în aceste clipe. Domnul să vă dea putere să stați lângă Dumnezeu. Cel ce binecuvintează familia este Iisus. Cel ce păstrează familia și dă sănătate, dă putere, dă autoritate, este Domnul. Mărire Domnului! Domnul să vă întărească, Domnul să vă ocrotească, să aveți bucurie și în Spania, să aveți bucurie și în România, să aveți bucurie și în Franța și orice unde sunteți. Pentru că sunteți ai Domnului. Noi suntem un popor care niciodată nu va fi biruit. De ce? Pentru că în fruntea noastră este unul care a biruit moartea și este viu în vecii vecilor. El este cel care ne conduce, el este cel care ne întărește, este cel care ne poartă de grijă. Mărire Domnului! Chiar dacă ne covoară prin văi adânci, el este cel ce ne ridică, cel ce ne îmbărbătează. A lui să fie cinstea, slava și gloria, iar noi la surzire, la smerenie, că El conduce biserica. Amin.